Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cabala 100% cu Tea Haimovici, prezentată de Mirela Dinică. În această seară, bună seara, Tea, aș vrea să continuăm discuția noastră de marțea trecută despre anul nou cabalistic, despre cum a făcut Dumnezeu lumea și cum a terminat în ziua a șasea prin creația omului și ce înseamnă această etapă din perioada către care ne îndreptăm, iată, cu pași repezi. Da, revenim cu povestea de săptămână trecută, pentru că este vorba despre energii uriașe care există în univers, energii de care, dacă ești deschis și ai alte instrumente cu care le poți percepe dincolo de cele 5 simțuri, energii care, la care poți practic fi beneficiarul acestei energii în momentul în care te deschizi și în care le lași să ajungă la tine, așa cum trebuie să ajungă, viața se schimbă pentru totdeauna. Vreau să vorbesc un pic despre energiile care există în univers și cum le putem folosi. Lumea este împărțită în două. 1% întuneric, 99% lumină. Spun 1% pentru că asta este lumea fizică în care trăim. Ei bine, ceea ce se întâmplă 99% este responsabil pentru absolut tot ceea ce facem noi aici în 1%. E foarte greu de văzut legătura dintre cauză și efect, pentru că între lumină și întuneric există o pătură groasă. Acestea, de fapt, sunt niște portaluri închise pe care noi, ca oameni, venim aici pe Pământ cu datoria de a le deschide. Ei bine, urmează o lună cu energii mari, o lună cu sărbători înalte, atât de înalte încât avem parte de energia celor 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea. Dar dincolo de acest lucru, la un anume număr de zile după ce se termină cele 7 zile de creație, are loc singura zi din an, care are valoarea numerologică de 365, în care acea pătură dintre 1% și 99% este dată deoparte și în care, dacă știi ce să faci, este vorba de 5 mese spirituale, așa se numesc. Este o zi cu 5 meditații la ore importante, la ore clare, așa cum sunt ele calculate. Dacă știi să faci acele meditații, ușor, ușor ajungi cu sufletul exact acolo unde poți citi ce se întâmplă în Cartea Vieții. Deci, această perioadă de creație, de geneză în care intrăm și în care facem meditații în fiecare dimineață și așa mai departe, este o perioadă în care te conectezi la ce a intenționat lumina și universul pentru noi. Aceste 7 zile, și ajung până în cea de-a 7-a zi în care te odihnești, aceste 7 zile au de desubt energia care a fost folosită atunci când a fost creat universul. Ele încep chiar de mâine. Nu chiar în data de 6 este considerată aproximativ, da. Este considerată în 6 seara, este de fapt seara de Rosh Hashanah, de fapt se intră în ziua în care a fost creat omul, de fapt, și este o zi cu energie cu totul și cu totul aparte. Pentru că atunci când te scufunzi în aceste energii, tu poți să nu simți deloc aceste energii dacă nu ești conectat. Dar odată ce începi să înveți ce stă la dispoziție, te poți raporta la energia care există. Bineînțeles că nu se mai creează universul încă o dată, dar tu ca om îți creezi și îți recreezi universul din nou și din nou și din nou și din nou. Pe zonele în care n-ai reușit, pe zonele pe care le-ai lăsat în spate, ai un an care ai trecut deja. Te pregătești pentru următorul an. Cum ar fi să plantezi semințele pentru un an întreg care urmează și să folosești aceste energii puternice care se află în univers ca să crești, să poți realiza ceva? Bine, acum dacă ne raportăm la jurnalul ceresc, se spune că sunt 3 registre care sunt deschise, se deschid în acea zi, iar unul este pentru cei complet buni, care au înțeles sensul, unul pentru cei răi și unul de mijloc. Exact. Majoritatea oamenilor bănuiesc că sunt pe la mijloc, cumva. Ei se străduie, pentru că noi în decursul vieții de multe ori luăm hotărâri, lucrul ăsta nu mai fac niciodată. Deci intenția, de obicei faci asta când vezi că ai dat-o greș, când ai văzut că nu mergi, că nu funcționează ceva, și atunci te hotărăști, gata, nu mai fumezi.
gata, nu știu ce fac de mâine, nu știu, mă apuc și fac dietă. Dau exemple cele mai simplu de accesat. Și atunci tu plantezi niște semințe. Clar tu ai acolo intenție de a schimba lumea. Dar felul în care te ții de ceea ce spui, aia este foarte important. Și de multe ori cei care sunt pe drum, cei pe care vezi că se străduie să transforme ceva, indiferent dacă reușesc sau nu, de multe ori e mult mai important să stai lângă niște oameni de genul ăsta, care în transformarea lor și în, descoperă spiritualitatea, aplică, de exemplu, vin și folosesc energiile Universului, ajung să descopere energiile Universului din dorința odată pentru totdeauna să transforme ceva, decât cei care s-au născut într-un anume fel de la început. De multe ori, cineva care a pornit de jos, ai mai multe de învățat de la el și stând lângă acea persoană, ești mult mai inspirat decât cineva care dintotdeauna a fost sus și deja este cumva saturat de energia de bunăstare. Și nu-ți mai dă cumva elan. Da, exact. Pentru că ești, vrei, nu vrei, ești media celor 5 persoane din jurul tău. Vrei, nu vrei. Dar cum facem atunci să ne scriem, că bănuiesc că în această perioadă avem șansa să ne scriem numele în cartea vieții. Exact. Și mai există și cartea morții, despre care se vorbește destul de puțin și e o zonă așa în care nu prea ai vrea să intri. Dar cum faci să-ți înscrii sau să-ți scrii numele în cartea vieții? Există, toate aceste energii sunt reprezentate și pe pământ de sărbători religioase. Asta e, poți să o faci sub formă de sărbătoare religioasă și religia, bineînțeles, că este și ea injectată cu spiritualitate. Depinde cât este de luminat, de frumos, de deștept, de bine intenționat, cât de mult a fost iubit cel care îți prezintă starea de religie. Pentru că poți găsi imam care te duce la război sau imam care te duce către pace. Poți găsi preot care într-adevăr să fie un balsam pentru suflet, poți găsi preot care să nu fie un balsam, să fie mai puțin un balsam pentru suflet. Fiecare este pe drum și atunci religia are undeva între tine ca om care cauți luminare, care cauți alint, care cauți alinare, da? Există acest personaj care a fost instruit, iar el a luat cât a putut de la viață să te învețe pe tine. Contează dacă este un tip tânăr deștept de 30 de ani sau dacă este un om blazat de 80 de ani. Să nu uităm că există un om care se creadă reprezentantul lui Dumnezeu, pe care dacă le iei la întrebări cât de mult respectă perceptele, nu știu să-ți spun exact cât respectă acel om perceptele. Ei, când vine vorba de spiritualitate, suntem toți pe aceeași linie. Pentru că ești tu și ceea ce crezi, tu și ce ți-ai propus, tu și cine ești când ești doar tu cu tine acasă, când închizi ușa și ai rămas singur între patru pereți, când mai ai un leu în portofel, când ești părăsit de iubită sau de iubit, cine ești tu atunci? Ei bine, toate aceste momente, fiecare gând, fiecare idee, tot ce te-ai gândit să faci sau să pui în practică, orice intenție ai avut, orice promisiune ai făcut-o și n-ai pus-o în practică, ea se înscrie undeva aici pe banda de subconștient, dar mai mult de atât se înscrie sus în cartea vieții. Ei, pentru ca să poți să ai acces la partea vieții, aici vine partea de cabala practică și partea de cabala mistică, ca să o numesc așa, care folosește din tine partea intuitivă. Și odată ce încep în această perioadă, cu acest, asta se întâmplă în maratoanele de genez, asta e ceea ce se întâmplă, odată ce încep să urci pe cele 10 sfirot, ajungi în ziua de care îți spuneam, care este ziua ispășirii, ziua, cum vrei să o iei, ziua conștientizării, ziua în care te uiți către tine, se face în post negru complet, ai 5 meditații în ziua respectivă, să mine cursuri cu meditare, lumilor superioare, iar acolo sus există o dimensiune formată din 3 energii. Ei, acolo tu n-ajungi ca om de rând, decât dacă ești într-adevăr conectat, dacă ești țadic, dacă ai canal de lumină, dacă știi ce să faci. Ei bine, acele porți sunt deschise pentru absolut oricine. Și poți să o faci și singur, dar important, cabala se învață în grup și ai nevoie de grup și ai nevoie de cineva să te ducă, pentru că meditațiile de cabala, tu știi foarte bine că nu-s de joacă, chiar nu-s de joacă cu cele de cabala, sunt tot mai importante, tot mai puternice. Și atunci, în această zi, când se deschid cerurile, poți accesa acea energie de Yom Kippur într-un mod de neimaginat, încât ajungi să ai acces la propria carte a vieții. Acum, sinceritatea ta
în această carte a vieții, acolo scrii ce ai lăsat în spate în anul 5781, sunt 5781 de ani de la Geneză, intrăm în 5782 și grupurile noastre se numesc 5781, cartea vieții 1, 2, 3, că avem mai multe. Și atunci, acolo, te uiți exact să vezi ce-ți scrie în cartea vieții. Acum, cartea morții este practic lipsa ta de prezență în prezent. Este lipsa ta de conștiință atunci când faci lucruri. O, bună seara! O, da, meditațiile, uite, întrebări. Dacă meditațiile acestea le poate face un începător, sigur că da. Da, sigur, bineînțeles că se pot, oricine le poate face, pur și simplu vii, te apuci de ele, le iei așa cum sunt, învățăm puterea literelor ebraice, literele ebraice sub forma lor de geometrie sacră și se leagă. Uite, aici este o întrebare, o să revin imediat la ea. Uite ce întrebări frumoase, că prin cele mai mici acțiuni ale noastre putem schimba traiectoria sau viitorul nostru sau remodela universul, adică nu este premeditat tot un univers, sau este la mâna noastră cum acționăm. Foarte frumoasă întrebare. Vezi că niște întrebări foarte... care... Da, noi am tot vorbit despre destin sau predestinare sau ce dacă frumos. putem să ne schimbăm destinul prin acțiunile pe care noi le facem. Da, mulțumesc că doamna Sales, o să revin cu răspunsuri. Și atunci, în această zi, poți ajungi față în față cu cine trebuie să ajungi. Vreau să-ți spun că e nevoie de 5 meditații ca să poți urca. Vreau să-ți spun că ziua asta de care îți spun, și aici începe cu tot maratonul și cu tot ce facem, ziua asta de care îți spun, primul an pe care îl facem, este o zi în care tot ce faci nu mănânci, ai un fel de mâncare pe care o mănânci înainte de a intra, ai post negru 20 ceva de ore, și cu fiecare meditație urci și urci și urci ca să ajungi în cartea vieții. Întâlnirea cu cartea vieții este ceva de neimaginat. Este ceva de neimaginat. Uite că vorbesc și mă trec fiori. Deci este atât de aievea, este atât de simplu, este deschis pentru oricine își dorește să fie acolo, dar ai nevoie de un grup, nu te duci tu de nebun și te urci. Întâlnirea, discuțiile, ce se întâmplă cu tine. Deci întâlnirea este ceva de neimaginat. Când termin aceste 25 de ore, cam așa ceva, cu post negru, cu tot ce conține, vreau să-ți spun, după ce termini, nu ți-e foame, nu ți-e sete, pe de o parte ești plină de energie, dacă vrei poți să continui nu știu cât, fără să bei, fără să mănânci, fără nimic, pe de altă parte, dacă vrei să te culci, te culci și dormi cel mai odihnitor somn din viața ta, te trezești într-o stare la sfârșitul zilei, așa cum n-ai fost niciodată, dacă roți ți-aș pune la picioare, dacă aripi ți-aș pune în spate, nu te-ai putea simți așa. Asta se întâmplă când tu vii cu starea ta și te lași în mâinile Universului, pentru că dacă tu ai ști ce face Universul, atunci tu ai fi tzadic, tu ai avea o existență în care ți-ai dat-o trăirilor spirituale și atunci nu te-ai îndoi de nimic din ceea ce vine spre tine. Uite, ca să răspund doamnei Sales, fiecare acțiune a noastră nu e vorba că schimbă traiectoria. Asta este o treabă de 1%. Prin fiecare acțiune a noastră contribuim la traiectorie. Să plantăm semințe, noi prin inițiativă, plantăm semințe prin activitate și atunci avem certitudinea că lumina vine și aceste semințe se vor transforma în ceea ce trebuie să se transforme. S-ar putea ca acea sămânță să crească doar din a 10-a încercare. S-ar putea să crească doar din cea de-a 20-a încercare. Dar dacă tu nu vii cu interpretări de gen Universul nu vrea ca acea sămânță să crească și vii cu interpretarea ce aș putea să fac altfel, este o intenție bună, este injectată de lumină, o fac într-o perioadă energetică care mă susține, ceea ce fac eu, eu sunt canal de lumină și prin mine acest lucru se duce și la întreaga lume, mă transformă pe mine în cea mai bună versiune a mea, dacă răspunsurile sunt da, este clar că tu continui să plantezi acele semințe, poate pe un alt teren, poate cu alți parteneri, cu alt nivel de conștiință, în așa fel încât din acele semințe să crească ceva care să-ți modeleze viitorul. Practic, tu ai un traseu în viață, dar nu este obligatoriu să ajungi la destinul tău în această viață. Dacă ajungi la destinul tău în această viață, deja ești tzadik, ești maestru înălțat,
nu te mai reîncarnezi, toți acești maestri înălțați și toți acești tzadikim, când îi dezgrop, îi vezi că ei nu au putrezit, îi văzut că sunt ca noi, sunt zici că ar fi vii, sunt o grămadă de exemple de genul ăsta, și atunci este clar că fiecare existență pe care o avem, avem ceva de făcut. Că te ocupi de 10 subiecte, fără îndoială, dar ajungi și îți hotărăști că unul îmi dedic viața acestui subiect. Ei, după, după acest maraton de geneză, renaștere, este de fapt geneză și renaștere, ajungi să știi care este contribuția ta, poate nu din primul maraton, că ai nevoie după aia să continui un an de zile cu toate cele 52 de săptămâni energetice, să afli ce se întâmplă, să înțelegi cum merge, fiecare este diferită. Dar ieși de acolo cu o stare cum n-ai mai avut-o. Sufletul se primenește, sufletul se umple de lumină, apartenența la acest grup care este senzațional, este absolut senzațional și știi că apartenența este dată de cel mai slab membru a grupului, adică valoarea grupului este dată, se tot din Cabala, valoarea grupului este dată de cea mai joasă valoare pe care o iei în grup. De aceea și grupul nostru, când eu am început, când nimeni nu știa mult, era cum era. Astăzi, când am atâta lume care practică de atâția ani transformare personală prin Cabala, oricâtă lume ar veni nouă, faptul că îi am pe cei de sus, nivelul este la mijloc, nu mai este acela de începător în care trebuie să explic, plus că avem emisiunea care este un instrument de comunicare extraordinar. Când termini acest maraton, pur și simplu ești alt om. Deci dacă ai avut îndoieli la faptul că există energie, că te-ai putea transforma, că ai putea să te apropii de destin. Deci, de exemplu, în acest an, chiar ajungem să vedem care este domeniul în care doar tu poți face contribuție. La asta lucrăm. Care este domeniul în care doar tu, pe această planetă, poți pune un milimetru în așa fel încât acea contribuție să miște și să transforme radical lumea din jurul tău. Ei, când începi să mergi pe chestia asta, noi, de exemplu, avem Cabala. Și bijuteriile Cabala, asta e ceea ce facem noi, de exemplu. Tu, în psihologie, ai propriul tău model de a pune în practică ce faci. Ei, felul în care o faci, o deschizi niște uși într-un mod unic. Eu am moștenit de la bunica mea acest canal de energie, pe care l-am negat ani de zile, dar oricum în jurul meu se întâmplau veșnic lucruri și întotdeauna am fost veșnic diferită. L-am negat ani de zile, după care, deși l-am avut, nu am vorbit despre el ani de zile, pentru că lumea nu era deschisă și pentru că era la ordinea zilei să începi să vorbești despre asta, ești trimis la plimbare, da? Nu era pregătită. Nu era pregătită. Ei, astăzi m-am trezit ușor, ușor, că lucruri se întâmplă în jurul meu, în jurul celor care lucrează cu mine, se fac miracole așa, adică lucrez și dintr-o dată totul se deschide, totul curge altfel, totul. Deci în momentul când te lași, încât astăzi, lucrând atât de mult, a venit vremea acestor informații și de-abia acum, după atâția ani de experiență, mi-am dat seama că eu trebuie să fac public acest canal și să vorbesc despre el. Bine, nu pot să vorbesc oriunde, dar nu este doar că predau Cabala, pentru că eu nu predau Cabala. Eu folosesc cunoștințele din Cabala, sunt cele mai apropiate pentru această stare. Bine, de magie. Și avantajul meditațiilor este că și atunci când vin persoane noi în grup, ele sunt absorbite și nu trebuie să o ia de la capăt cu să fie grupul nou format și așa mai departe. Deci poate evolua pe parcurs. Și la fel mă gândesc că și dacă într-o zi nu poate, poate continua în săptămâna următoare, dacă de exemplu n-are timp sau îi se întâmplă ceva, adică dacă a întrerupt o zi, poate veni în continuare data viitoare. În maraton toată lumea participă și dacă nu trebuie să-și ia, trebuie să-și ia meditația, pentru că lipsești la literele, la puterea energetică a literelor. Deci cu literele deschizi porți. Cu literele, cu cele 72 de nume ale Domnului și așa, deci ceea ce a folosit Moise, sunt din Biblie, sunt doar că tu le citești și zici că sunt niște litere, și, sau le scoți afară, ele de fapt reprezintă puterea și secretul poporului evreu. Cine nu cunoaște, primul popor care exista de fapt și care, mă rog, cine nu cunoaște toate astea, le interpretează cu puținele instrumente și cu puțina cunoaștere pe care o are dintr-o zonă de ciudă, de invidie, de silă. Nu există pădure fără uscături și tot oameni sunt și evrei, dar ei au fost primii. Și aceste litere sunt cele care au venit și au spus
folosește-mă în perioada de creație, au spus luminii, folosește-mă pe mine ca instrument de lumină să pot crea zilele. Deci în Israel noi nu avem zilele săptămânii luni, marți, miercuri, Sunday, Monday, noi nu avem așa ceva. Noi avem ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Noi acum ținem emisiunea în ziua a treia. O să continuăm discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem imediat. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mi, liniuță, TH. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să v-am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Am revenit din pauză și continuăm discuția noastră despre iluminare și despre ceea ce se întâmplă în această perioadă de Yom Kippur. Da, uite că avem aici niște întrebări. O doamnă, Angela, ne spune că are 65 de ani, dacă mai poate face ceva la vârsta asta. Deci, doamna Angela, asta este marea capcană. Asta este marea capcană aici în 1%. Considerăm la 65 de ani, datorită vieții, istoriei, mediului înconjurător, considerăm că s-a terminat viața. O să vă dau exemplul lui Moise, care era bâlbâit, care avea 40 de ani, se considera bătrân. Este primul muritor care a stat de vorbă cu Dumnezeu și răspunsul nu este unul religios. Vorbim de Moise ca unul dintre cei mai mari cabaliști ai lumii, adică un om care este specialist în arta sufletului.
Și când i-a apărut Dumnezeu și a spus du-te și scoate din sclavie 600.000 de sclavi, el a spus fix pe mine m-ai găsit, bătrân, bâlbâit, gângav, a zis, gângav, bâlbâit, pe mine m-ai găsit? Și Dumnezeu i-a spus da. Ei bine, Moise a trăit 120 de ani. Pentru că odată ce începi să te ocupi de spiritualitate, odată ce începi să te înalți și te apropii tot mai mult pe niște direcții de menirea ta, de destinația ta și te bucuri de călătorie și păstrezi tandemul, distanța dintre cauză și efect se micșorează. Probabil că dumneavoastră ați ajuns la spiritualitate de necesitate, de plictiseală, de nevoie și probabil că doar acum este timpul dumneavoastră și aveți experiența necesară să puteți evolua. Asta e toată frumusețea, pentru că inspiri lume la 50-60 de ani să te apuci de yoga, să te apuci de spiritualitate, să te apuci de citit, să te apuci de făcut sport. Inspiri lumea în jurul tău mai mult decât un tânăr de 16 ani care trage de fiare. Exact acum este timpul. Exact acum este timpul. Bine, problema cu vârsta este și o capcană, pentru că iar noi am fost învățați ca după 40-50 de ani să spunem că viața s-a terminat și că ești în vârstă și că ce rost are să mai mă apuc de ceva la vârsta asta. Ori niciodată noi nu știm că aici e toată frumusețea creației lui Dumnezeu când a creat omul. Nu i-a spus trăiești 20 de zile, 20 de ani, 70 de ani, 105 ani și așa mai departe. A lăsat acest lucru neștiut tocmai pentru a te determina să acționezi, să faci lucruri și nu există prea târziu. La nicio vârstă nu există prea târziu. Pentru că sunt persoane care s-au apucat de sport de performanță după 40 de ani și au atins performanțe mari, înalte. La fel, tineri care au renunțat la 20 de ani pentru că n-au mai vrut să continue. Deci nu e... Uite, vârsta nu este atât de importantă. O să-ți dau exemplu mamei mele, pe care le știi și tu. La 77 de ani a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă. Și mama mea n-a făcut sport. Poate în liceu a jucat volei. Ei, vreau să-ți spun că la 77 de ani, la unul dintre spitalele din București, spital de stat, atenție, aveau acolo o secție unde voluntari veneau și puteai să faci sport pregătitor înainte unei operații. N-a trecut operație. Mi-au acordat aceste servicii. Mama mea s-a apucat de sport la 77 de ani, într-o situație în care alții erau de mult la sanatoriu, un pas înainte să meargă mai departe. A dus boala pe picioare, nimeni n-a crezut că este bolnavă. Mergeam cu ea la medici. Odată când am chemat salvarea nici n-a venit să o ia, că au spus că e gata. Și eu mergeam cu ea la medici, intram pe ușă și când o vedeau mă întrebau, dar sigur ăsta este diagnosticul? La 77 de ani, deci trăgea de vâsle, mergea la biciclete, nici n-a crezut că este în stare. Deci oricând te poți apuca. Exemple celor de 100 de ani care își fac bacaloreatul ca să o aibă scris în cartea vieții pe data viitoare. Deci niciodată nu este prea târziu și găsești tu ce să faci cu asta. Da, apropo de vârstă și de a te apuca de învățat, când am terminat masterul, când am început masterul și l-am terminat. De Kabbalah vorbești. De Kabbalah, da, de cultură și civilizație ebraică la universitate. A venit una dintre studente, era o doamnă trecută de 70 de ani, care a dorit și a spus că atunci... A fost momentul, a considerat că este momentul să se ocupe și de această parte. Că avea timp la dispoziție și a vrut să învețe ceva nou sau altceva. Deci iată că și la peste 70 de ani poți să fii masterand și să-ți urmezi un vis. N-am piedicat-o nici să învețe, nici să-și ia examenele și a luat examenele cu note mari. Deci iată că se poate, nu e târziu la 70 de ani să te apuci de un master sau de o teză de doctorat sau orice poți să faci, de o limbă străină să înveți. Am în grupul meu o doamnă superbă, pensionară, inginer, cred că în aviație, inginer de aeronautică, cred că așa se numește, scuze dacă nu spun cum trebuie. A făcut masterat de cultura artei și pictează. Iar acum, în această zonă, ea se gândește să-și deschidă expoziții și să trăiască, dincolo de resursele pe care le are ca pensionară, să trăiască din artă. Despre ce vorbim? Tot
totul este în capul nostru și depinde cine... Asta face cabala de fapt. Le ridică pe toate și îți deschide niște uși. Și unde poți să vezi asta decât în meditații? Mă întreba aici, doamna Sales, mai adăugați și dumneavoastră ceva în plus în ideile, în idei sau luminare personală împreună cu ce scrie în cabala, din ce știți din cărți? Foarte bună întrebare, chiar am răspuns. Dacă urmăriți și restul emisiunilor, chiar am răspuns mai devreme la ce m-ați întrebat, întrebarea de mai devreme ați pus această întrebare, că eu nu predau cabala. În schimb, folosesc partea practică, partea aplicată din cabala pe părțile personale pe care le avem și pe tot ceea ce există, pe tot ceea ce ne-a putut dărui până acum umanitatea în materie de energie, punem în practică. Iar ca și înțelepciune, ca știință, cabala este cea mai potrivită formă de a lua ustensilele de acolo și de a lua informația despre energie și tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce se întâmplă. Iar din cu acest spune... Este nevoie de mulți bani pentru a accesa maratonul. Asta e întrebare foarte relativă cu mulți bani. Dacă ai în buzunar un leu, atunci absolut orice costă foarte mult. Dacă ai în cap ideea de a intra în spiritualitate și de a trăi altfel, de a-ți transforma viața pentru totdeauna și ai certitudinea că acest lucru, sufletul strigă în tine și spune asta trebuie să faci, atunci nu se poate vorbi de bani, pentru că ca mulți sau puțini, pur și simplu îți pui în cap că acest lucru funcționează și el se întâmplă. Da, foarte... Banul foarte... este o formă de energie. Uite că vorbeam despre energie. Banul este o formă de energie. Noi îl considerăm o parte materială cu care îți poți... De-aia se spune că banii nu-ți aduc fericire, pentru că accesezi partea lui materială. Când iei partea de conștiință spirituală, banii pur și simplu îți vin. Uite... Cei care lucrează cu mine, nu odată îmi spun, bun, aud că este un curs, nici nu știu de unde e, îmi propun că-l fac, banii vin, dar și vezi că îți vin într-un fel, îți vin exact cât ai nevoie ca să faci un lucru. Păi, vezi că universul vorbește cu tine, în loc să fii nemulțumit, te scufunzi în recunoștință. Bine, trebuie să fii și atent la astfel de semne. Însă revenind la discuția noastră despre cartea vieții, cam cât de greu este să-ți scrii numele în cartea vieții? Cam toată lumea scrie numele în cartea vieții pe o direcție sau alta, pentru că nu putem fi chiar atât de negri și de urâți. Până și mafia, Doamne iartă-mă că dau exemplul ăsta, până și mafia, care erau criminalii criminalilor, adică nu există pedeapsă nu există pedeapsă, verdict. Bine, da, oricum, și Iisus a spus la fel, că te poți, dacă te pocăiești sau realizezi că trăiești în păcat și vrei să te îndrepți, niciodată nu este prea târziu să te îndrepți. Exact. Ai să vezi că multă lume donează mai mult de 10%. Mai ales cei care fură, cei care au alte intenții, unii au foarte mulți bani și pur și simplu dau, dar multă lume donează mai mult de 10%. Ai să vezi că foarte multe organizații criminale, foarte multe organizații care se ocupă de chestii penale, donează sume uriașe. Adică, pe de o parte, fac niște chestii, unele sunt chiar excentrice, folositoare. Bine, poate vor să-și cumpere. Societății, pentru că au de unde, pentru că au suflet bun, adică trebuie să fii chiar într-o zonă extrem de întunecată ca un om să fie complet rău. E, când un om exprimă doar întuneric prin tot ceea ce face și există personaje de genul ăsta, la un moment dat acest lucru se înscrie undeva în cartea morții, iar ceea ce urmează în următoarea viață este foarte mult de răscumpărat. Orice om care i-a bătut inima măcar o dată de emoție, orice om care a iubit măcar o dată, orice om care a simțit empatie, care a gândit un gând frumos, acel gând frumos va fi scris în cartea vieții. Nu este suficient, pentru că treaba e că tu ești așa și poate ai niște copii care nu vor să aibă de-a face cu tine și care au fugit de acasă și care s-au săturat de tine. Ei bine, copiii poartă mai departe amprenta acestui gen de comportament parental. Și ai să vezi că unii copii care au fost abuzați când erau mici și la rândul lor abuzează, sau alții vin și spun nu, pentru că am văzut chestia asta, eu hotărăsc să schimb karma și exact asta nu voi face. Tata a băut, nu voi face. Mama a fost abuzivă, eu nu voi face lucrul ăsta. Așa încât felul în care ți se duc energiile tale în cartea vieții
sunt extrem de importante, pentru că dacă tu hotărăști să fii un om empatic, un om bun, când tu cari în spate o asemenea karmă, imaginează-ți cu ce greutate scrii în cartea vieții această transformare. Să trăiești o viață pe cu totul alte principii decât cele în care ai crescut. Tu îți dai seama cum îți schimbi viața? Tu îți dai seama ce semințe plantezi? Deci este o invitație la meditație, pentru că în această perioadă stai și te gândești ce am făcut cu viața mea, ce a fost în casa mea, ce fac mai bine de atât, ce au făcut părinții mei din cât îți cunoști, am dus mai departe ștafeta sau sunt mai jos decât au fost părinții mei. Este o introspecție sufletească în care energia Universului te ajută să pui cap la cap partea ta de suflet și să afli cine ești. Bine că o telespectatoare spune că adică se transmite karma. Dacă ne raportăm la karma, chiar ne putem schimba destinul prin ceea ce alegem. Deși avem o karmă grea de dus în viața aceasta, dacă facem alegerile bune, viața sau karma nu mai este atât de grea pentru noi. Doar că trebuie cumva și prin meditații putem să ne dăm seama și să ne schimbăm chiar destinul. Karma este de fapt e așa cum mergi prin pădure la orientare. Cum mergi la orientare, când eram mici, mergeam la orientare turistică și căutai copacii aia cu niște semne albastre. Karma, dacă practici spiritualitate și dacă îți dezvolți acel instrument cu care să captezi energia, lumina și așa mai departe, karma nu este decât o hartă, așa cum spuneai și tu, prin care să mergi și în care să, cu fiecare om cu care să te întâlnești, să vezi ce ai de împărțit cu el. Cu unii oameni ai karma mai mare, cu alții ai doar o karmă cu oricare cu care te întâlnești. Orice om pe care îl cunoști, vecinul de vis-a-vis căruia îi spui bună ziua, ai ceva de făcut cu el. Mai mult sau mai puțin. Tu alegi. Ei, alegându-ți în permanență și printr-o, se spune, heșbona nefeș, socoteala pe care o faci sufletului, cu oamenii pe care, câți din oamenii cu care am petrecut astăzi ziua, construiesc ceva, nu construiesc sau mă dărâmă această relație? Bună seara, Jean-Luc! Deci, cu câți dintre acești oameni eu pot să fac niște transformări în viață? Ei, dacă știi să faci lucrurile așa, atunci folosești karma ca pe un fel de traseu turistic. Cât de greu este? Foarte greu. Eu personal, eu n-am dus, eu am avut o perioadă, știi foarte bine, de câțiva ani destul de bun, m-ai cunoscut undeva sus și am avut câțiva ani în care mi-au murit toți și așa mai departe. Mi-a murit inclusiv mentorul de Kabbalah și oricât am învățat de la toată lumea, n-am mai găsit pe cineva care să fie atât de proeminent, atât de prezent, un om care să fie băgat și în partea de a transforma realitatea și în partea teoretică, era profesor universitar și așa mai departe. Dacă nu ești faci parte dintr-un sistem în care toți să urce și în care să aibă intenția să transforme realitatea, foarte greu îți pierzi harta. Degeaba sunt semnele pe copaci. Îți pierzi harta și ceea ce domină în tine este faptul că ești pierdut, faptul că ți-ai pierdut traseul, faptul că nu te mai interesează, faptul că nu ești gata să te duci spre următoarea zonă și rămâi în zona de confort. Este absolut necesar să aparții de un sistem de spiritualitate, indiferent care este acela pe care tu ți-l cauți. Da, este necesar, dar totodată este necesar în momentele acestea atât de grele să stai și să trăiești și durerea, pentru că nu poți să treci printr-o durere și să spui că gata, o dau la o parte și merg mai departe, pentru că nici în psihologie se spune că trebuie să trăiești doliu, durerea. Îndolierea e foarte importantă. Să-ți dai un timp în care să te vindești și după aia să mergi mai departe. Că la fel se întâmplă și în relațiile din care ieși. Când divorțezi de cineva, sunt persoane care divorțează și în două săptămâni trec la o altă relație, dar nu e cam nicio diferență între cel din trecut și cel prezent, pentru că nu are loc perioada de rupere energetică dintre cele două persoane și atunci ai nevoie de această perioadă de trăire a durerii. Exact. Noi vorbim acum despre geneză și despre renaștere, reconstruirea noastră, restaurare, da, reclădire și restaurare. Și revenind la Rosh Hashanah și la energia aceasta mare de maraton, este de Rosh Hashanah. Vreau să spun că ziua de Rosh Hashanah durează două zile Rosh Hashanah, dar nu este vorba de o zi.
sau de două zile. Este vorba de o zi lungă de 48 de ore. Îți imaginezi? Este o zi lungă de 48 de ore, o zi unică în an care durează 48 de ore. Pe și... care o petreci doar în rugăciune și în meditație. Exact, exact. Și încă un lucru important este ce înseamnă ziua de șapte, pentru că, uite că vreau să-ți spun aici, că începe Rosh Hashanah, că am scos asta, începe în ziua șaptea. Și ce știm de numărul șapte? Există că ne-am odihnit, Dumnezeu s-a odihnit în cea de-a șaptea zi, anul șabatic. Deci îți iei un an, anul șabatic se ia a șaptelea an. De aceea când ești dintr-o relație, așa cum spui tu, îți iei un an de șabaton, așa se spune în ebraică, îți iei un an șabatic în care te restrângi și pui restricție la o grămadă de lucruri importante, inclusiv la partea fizică, pentru a nu amesteca energiile, foste relații, indiferent cum au fost ea cu cea nouă, a le lăsa să se curețe, să ai timp să te gândești, să ai timp să te cureți, încât să poți intra în următoarea, relație diferită. Deci acest an, ce înseamnă să nu amesteci energiile, este an de șabaton și acest lucru vine tot din perioada asta de Rosh Hashanah, în care ești învățat ce înseamnă cea de șaptea zi. Deci este important să, să ne luăm un timp pentru noi. Acum revenim și la Yom Kippur, la ziua iertării, ca o zi în care trebuie să ne cerem iertare. Am discutat și anul trecut la vremea respectivă despre această zi și iată că ne apropiem cu pași repezi de următoarea perioadă în care mai avem o șansă să ne cerem iertare celor cărora le-am greșit sau, foarte știu. Fain că vorbim despre asta, foarte fain. Da. Uite că și avem... de multe ori ne este greu să o facem, să da. Punem mâna pe un telefon și să spunem noi iartă-mă. Eu am început un traseu în viață cu persoane pe care am avut o perioadă, în perioada în care am dus-o atât de greu și la mine a fost foarte greu să vezi, pentru că eu veșnic sunt veselă, veșnic pot, tu știi că nu mi-ai auzit plângându-mă sau ceva. Îmi văd ale mele și la mine întotdeauna pare că treaba este ok, ceea ce invită foarte mult lumea apropiată să creadă, lasă că tu poți. Asta este, este o atitudine cancerigenă. Când cineva vede că tu poți, în loc să stea lângă tine, tocmai... așa se întâmplă în viață și asta e. Bine, dar și... ei cred că e o încurajare, că tu reușești, că ești puternică, dar poate nu da, vrei. Exact. Ei, și atunci am avut o perioadă în care am pus foarte multă, multă lume, am hotărât că iau un an de șabaton, cum spuneam, acest an șabatic, și am pus pe toți pe blog, pentru că există o comunicare și dacă ești cu ei pe WhatsApp și dacă ești cu el pe Facebook, există o urmărire și există o comunicare. Ei, datorită zilor de Yom Kippur, ușor, ușor mi-am eliberat aproape complet lista de oameni care erau pe blog și am sunat pe toți de Yom Kippur. Și te scrie aici Adela, foarte adevărat că participă la cursuri și maratoane, banii au venit spre mine de fiecare dată când mi-am pus intenția și manifestat minim dorința de a participa. Și o cunosc pe Adela, așa este. Și vreau să spun că Adela e medic, adică nu este o persoană care trăiește, hai că stau și mai fac o chestie și nu, este o persoană care a contribuit puternic și în timpul pandemiei și așa mai departe. De o persoană care nu s-a lăsat și s-a hotărât că își transformă viața, dar nu s-a lăsat. Deci a luat-o de la zero din nou și din nou dacă a fost nevoie ca să-și transforme viața. Ei, perioada asta de Yom Kippur și cu ea am început cam tot într-o perioadă de asta, în care te duci și dai telefoane oamenilor cu care n-ai vorbit de 20 de ani, n-ai vorbit de la grădiniță, de la școală, rude cu care tu nu ești în legătură. Tu știi cum e asta să-i suni? Tu știi ce trece peste tine? Nici nu te și simți, adică este, îți calci în picioare ego-ul puternic. Și ce spui? De ce sunt? De ce faci asta? Ei, toate aceste persoane, asta nu înseamnă că eu acum mă duc și dormim în același pat și sărbătorim, bem un pahar de vin în fiecare seară. Nu trece Yom Kippur, am deja o listă tot mai mare. Nu trece Yom Kippur fără ca eu să nu sun aceste persoane sau cel puțin să le scriu dacă știu că nu e cazul să sun. Ușor, ușor până îmi fac loc în această viață. Poate poți primi și telefoane închise? Adică, știi... Au venit spre mine, s-au deschis porțile, am fost și în Peru și am lucrat pe asta, am primit și semne. Așa s-a întâmplat că anul ăsta, în luna iulie, la comemorarea mamei mele, am dat nu știu câte telefoane să anunț că acest lucru există și că el se desfășoară. Am făcut-o cu ușurință ieșită din comun. Este complet diferit să știi că ai o relație funcțională. Asta nu înseamnă că te duci și te împaci și îl chem la nunta ta și te duci la nunta lui. Dar între tine și el nu mai există relație blocată, pentru că este relație care se înscrie în cartea morții, nu în cartea vieții.
Deci această zi, înainte de ziua în care avem cinci mese spirituale, aceste telefoane, această zi pe care o petreci stând de vorbă cu oameni, doar suni și spui bună ziua, ce ți se poate întâmpla? O să-ți închide telefonul nas. Da, exact. Și ai o stare de bine, că nu ai o stare de bine, dar nu mai e problema ta. Fiind parte dintr-un grup, atunci când știi că toată lumea face asta și știind că te-ai învârtit în jurul cozii, da, de atâția ani, știind că orice lucru presupune două persoane. Poate că o persoană a făcut 95% acea persoană, dar și tu ai contribuit cu 5%. Tu faci acest lucru pentru acei 5% ai tăi, după care tu te întâlnești după aia la meditație, avem grupuri unde toată lumea descarcă în deplină siguranță, de acolo descărcările nu merg nicăieri. Vreau să-ți spun că pleci din acest maraton kilograme mai puțin, la propriu și la figurat. Nu poate fi descrisă cuvinte ce înseamnă acest maraton, dar maratonul nu pentru că îl țin eu. Este energia în univers, ca să răspund doamnei Sales, care practic îți facilitează acest lucru. Și având un grup care știe ce are de făcut, un grup atât de serios și atât de punctual, e un grup extrem de elevat. Un grup, dar nu în sensul că e elitist. Un grup care e acolo cu determinare, da? Îi poți vedea la meditațiile deschise cum sunt prezenți acolo, că nu-i obligă nimeni, nici nu este activitatea mea, este activitatea grupului. Ei se adună să facă asta. Crede-mă, viața ți se transformă în mod definitiv. Obții niște lucruri pe care nu le-ai obținut toată viața ta doar pentru că energia este una de construcție. Adică și te simți oarecum ușurat, nu? Că ai... a avut curaj să faci acest lucru, pentru că aceste telefoane implică pe lângă ego și un act de curaj până la urmă să suni pe cineva cu care ne-am mai vorbit de foarte mult timp. Mai avem o întrebare referitor la anul șabatic. O doamnă ne întreabă, spune că credea că este valabil la da. Terenurile din da, în Israel. Exact, în Israel, unde avem cea mai tare agricultură. Cred că și în România este bine să faci da. Acest lucru. Odată la 7 ani, terenul este lăsat un an nelucrat, ca după aia să poți planta pe el ce vrea, tocmai ca să-și regenereze energia. Bună seara, doamna Lenuța! Păi și astfel și noi, ca oameni, stând un an șabatic, ne regenerăm energie. Profesorii în Israel, pentru că sunt într-un mediu în care li se ia foarte mult din energie, au un an șabatic, sunt plătiți, nu știu cât, 80%, 70% din salariul lor. Condiția este să meargă să învețe ceva învățătură de asta școli post-universitare și se regenerează. Mulțumesc pentru emisiune. Timpul nostru s-a terminat. O să ne revedem marțea viitoare la o nouă emisiune Cabala 100% cu Tea Haimovici. Seară bună!